Deja se confirmă ceea ce am constatat încă de la începutul războiului. Rusia și China vor să stabilească granița de est a lumii occidentale, iar aceasta trece direct prin mijlocul țării noastre. Rușii au ajuns cu atacurile la câțiva kilometri de noi și în curând vor începe să bombardeze la metru pătrat Ucraina, pentru că cu cât trece timpul și nu se ajunge la un compromis, cu atât scade răbdarea, crește numărul de victime și de distrugeri și crește ura dintre tabere. Ucrainenii luptă pentru fiecare metru pătrat, deoarece fiecare metru pătrat contează pentru cei care vor să dețină cât mai mult din planetă. Aici nu este vorba despre Ucraina, ci despre America cu aliații ei, pe de o parte, și Rusia și China cu aliații lor pe de alta, adică despre cele două concepte de guvernare, conceptul democratic și conceptul autocratic. Știm din istorie că un conflict apare atunci când există un imperiu mare care domină lumea și unul mai mic care începe să se dezvolte și să îi sufle în ceafă. Adevărații pioni ai acestei lumi sunt SUA și China. În toată această ecuație, Rusia pare că este doar bătăușul care se îmbată și face scandal, dar de fapt ea este un om foarte inteligent care și-a păstrat calmul și nu a ripostat mult timp, deși a fost atacat și jignit în fel și chip și nu mai reiau istoria cu Ucraina, care este teritoriul rusesc și plin de ruși și așa mai departe. Mai spun doar că dau dovadă de o penibilitate colosală, imensă, uluitoare, panoramele de reporteri care relatează din Ucraina și care spun că ei întâlnesc acolo și vorbitori de rusă. Ei nu spun ruși, ci vorbitori de rusă. Așa este. Sunt curios care e atmosfera, da, pentru că până la urmă, când vine drona aia ucigașă, poate ucide și vorbitori de rusă, nu doar ucrainean. Aș vrea să știu care e atmosfera acolo în oraș. Sincer, să auzi alarme peste alarme, să vezi că îți vine drona, bombardează catedrala, dacă vrei, principalul reper din centrul Odesei. Adică, n-aș vrea să trăiesc clipele alea. Interesant este că și gazda mea de aici, cel de la care am închiriat acest mic apartament, e vorbitor de rusă și mi-a spus de la început, știi, eu sunt vorbitor de rusă, dar sunt de partea Ucrainei. Și a fost ghidul meu astăzi prin oraș și mi-a arătat zonele, alte câteva zone distruse, lovite de ruși în ultimele zile. În limbajul lor, așa zis, politically correct, dar de fapt limbaj de sapoca, limbaj care evită adevărul, ei spun că nu sunt ruși, domnule, sunt doar vorbitori de limbă rusă din Ucraina. Iertați-mi vorbele urâte pe care le voi spune în continuare, dar voi vă dați seama că oamenii aceștia sorosiști, trimiși acolo să relateze așa zisul adevăr, trăiesc o dramă mentală. Ei sunt bolnavi psihic, sunt niște nulități existențiale. Voi realizați că ei deformează realitatea în asemenea hal, încât și ei și chipurile lor și trupurile lor sunt deformate total. Numai dacă vă uitați la expresia feței lor și vedeți chimonosirea trupului, care trăiește într-o minciună și o eroare pe care trebuie să o înghită cu scârbă, și înțelegeți că ei au un comportament asemănător oamenilor care nu mai trăiesc realitatea, adică oamenilor de la Sapoca. Acești oameni vă distrug și vouă existența și transformă întreaga țară într-o sapocă prin limbajul lor cu care vă manipulează să deformați adevărul în mintea voastră. Doar dacă ești bolnav la creier poți înghite niște lucruri care contrazic în asemenea hal realitatea și adevărul și să le prezinți ca normale. Cât de bolnavi de cretini de jeguri umane să fiți încât să vă referiți la niște oameni spunând vorbitori de limbă rusă din Ucraina. Ar trebui să spuneți ruși dacă aș fi sănătoși, nu vorbitori de limba rusă. Dacă nu ați fi deformați psihic și fizic la nivel neuronal, mă întreb cu stupoare singur pe mine. Ce fel de entități sunteți voi, că oameni nu puteți fi numiți? Voi ce sunteți, vorbitori de limba română din Transilvania? Băgava-aș puma în gurile voastre alea spurcate de gânditori de rahat, ce pălăvrăgiți toată ziua ca niște nebuni de la Sapoca, care cară apă să umple un butoi fără fund. Seară de seară aveți emisiune la TV în care spuneți același lucru mereu. Ce minunată este Europa și ce teribilă este Rusia. Absolut nimic nu pomeniți niciodată, dar niciodată, despre nenorocirile din Occident și despre faptul că se află într-un declin colosal, din care nu își mai poate reveni decât dacă va urma modelul Chinei, ceea ce și face de altfel
cu pași mici, că doar vedeți că au început și ei să cenzureze și să controleze totul mai rău ca chinezii. Cât de simplu s-ar fi putut rezolva acest conflict cu Rusia? Prin stabilirea graniței în locul în care este normal să fie, de altfel. Adică acolo unde începe să nu mai fie ruși, așa cum au cerut și rușii în frunte cu Putin. Dați-ne Donbas și Donetsk și Crimea, unde sunt 80% ruși, și voi păstrați-vă restul Ucrainei fără a intra în NATO. Atât vrem. Și uluitor, Putin a mai spus să dea și românilor teritoriile lor, Ucraina. Iar noi luptăm ideologic contra rușilor, în loc să luptăm ideologic contra Ucrainei, adică împotriva unei țări care chinuie românii în Bucovina. Așa am făcut în toate războaiele. Am luptat împotriva cui nu trebuia de fiecare dată. Eu vorbesc de o luptă ideologică pentru dreptate și adevăr. Repet și subliniez, ca să nu se înțeleagă greșit, cum că aș vrea să luptăm împotriva Ucrainei cu tancuri. Nici nu ar fi posibil de altfel, pentru că noi suntem în tabăra NATO. Așa ar fi fost normal, oameni buni, cum spun rușii, să se întindă și țara noastră până acolo unde sunt români. Cum ei spun că este normal să se întindă Rusia lor până acolo unde sunt ruși. Sunt peste 500.000 de români în teritoriile furate de ucrainieni de la România. Ei nu sunt vorbitori de limbă română sau vorbitori de limbă ucraineană, ci sunt români. Cei ce spuneți, păi erau RSS prietenași, nu Ucraina le-a furat. Tot rușii le-au luat. Ar trebui să înțelegeți că Ucraina, dacă era într-adevăr o țară corectă și cum își spune ea europeană, cu pretenții să intre în Europa și în NATO, ar fi trebuit să nu ne ia insula șerpilor și mai mult, ar fi trebuit să ne dea înapoi teritoriile furate de URSS. Ucraina urlă la Rusia că ne-a luat nouă Transnistria și că acolo sunt trupe rusești în coasta lor. Dar nu văd bârnele din ochii lor, toată Bucovina noastră, unde nu dau voie românilor să fie români, și tot teritoriul de la gurile Dunării până la Odessa, care trebuia să fie al nostru. Ce ne-a dat curtea de la Haga a fost platforma marină din fața țărmului nostru, până aproape de insula Șerpilor, dar știți de ce ne-a dat-o? Pentru ca să poată să o exploateze cu OMV-ul. Că dacă rămânea la Ucraina, Ucraina nu era în UE și nu puteau. Ne-a dat-o ca să poată să ne ia resursele, tot cu bani europeni investiți în tehnologia de extragere. Altfel, vă spun, ne lua și toată platforma marină și o dădea Ucrainei până la granița cu Bulgaria. Chiar m-am mirat atunci de ce ne-a dat atât de mult Haga din platforma marină. De asta ne-a dat, pentru că suntem în UE și NATO și să fie resursele sub umbrela NATO. Dacă era Ucraina în UE, o dădea Ucrainei ca să le extragă fiul lui Biden. Planurile sunt făcute cu mult înainte. Ei gândesc cum să planifice planeta asta, așa cum gândiți voi cum să împărțiți grădina, să puneți ceapă într-un colț, cartofi în altul și castraveți la margine. Vă rog să mai fiți atenți câteva minute, pentru că este important să știm cu toții lucrurile acestea, ca să avem o conștiință generală puternică, hrănită din adevăr, nu din minciunile lor, o conștiință care să stea în fața năvălitorilor peste veacuri, prin urmașii noștri și urmașii urmașilor noștri. Lăsați orice prejudecăți când mă ascultați și gândiți doar pozitiv și gândiți gânduri bune, constructive și luați și atitudine, de exemplu dacă puteți să susțineți din umbră pe cine vă spune adevărul, să fiți forța din spate care vi se va întoarce în zecit, pentru că nu are sens să trăiți fără adevăr, doar din răutate sau invidie sau interesele altora, precum fac sorosiștii. Sunt peste nu știu câte milioane de ruși în teritoriile furate de la Rusia. Sunt peste nu știu câți unguri în teritoriile, de data asta cei drept, nefurate de la unguri, că ungurii nu au ce căuta aici, ci trebuiau să fie în Mongolia, dar ca idee. Mai sunt nu știu câți cehi, polonezi, etc., dar ăștia deja nu mai contează, pentru că ei se bucură de toate libertățile posibile. Ce tot fură Ucraina atâtea teritorii și își bate joc de locuitori și omoară în stânga și dreapta, fără să fie băgată la pușcărie? În schimb, ei vor să-l bage pe Putin la pușcărie, care doar și-a luat Crimea înapoi, un teritoriu cu 80% vorbitori de limbă rusă, ca să vorbesc ca cretinii ăștia. Păi dacă ea sunt vorbitori de limbă rusă,
Voi, când vă duceți în Crimea, spuneți că sunteți în Ucraina și îi numiți pe locuitori vorbitori de rusă și pe restul de 20%, cum îi numiți? Nevorbitori de limba rusă? Cât de dobitoși să fiți să vă bateți joc de adevăr în halul acesta și apoi să urlați ca apucați că vă invadează rușii? Păi nu vă invadează rușii, vă invadează niște vorbitori de limbă rusă, care nu țin cu Ucraina, ci cu Rusia. Ei vă spun în rusă, băgam iaș puma rusă în toți ăștia care ați omorât rușii în Ucraina, băgam iaș puma în femeile voastre ca să facem rușii pe care i-ați omorât la loc. Iar voi spuneți, jos Rusia, jos Putin. Putin este un criminal de război. Ok. Sunt de o penibilitate fantastică toți aceștia care urlă ca disperații că rușii sunt criminali de război, pentru că îi apără pe rușii din Ucraina, dintr-un teritoriu care aparține Rusiei sau URSS. Este ca și cum Ungaria ar lua Ardealul, unde sunt 90% români, și ar începe să oblige românii să vorbească ungurește și să fie cetățeni unguri, iar Iohannis ar face ca Putin și ar ataca Transilvania și ar alipi din nou teritoriile la România, pentru ca românii de acolo să aibă buletin românesc și să vorbească limba lor proprie, cum este normal pe lume. Și atunci, toți ar spune despre Iohannis că este un tiran și un criminal de război, cum spun de Putin. Dar el, de fapt, doar ar fi făcut ceva ce este drept și normal, să-i apere pe românii de acolo, al cărui teritoriu a fost întotdeauna al lor, și ei sunt majoritari, ei sunt români, nu vorbitori de limbă română. Culmea, Transilvania chiar a fost în situația aceasta pe care am spus-o ipotetic acum, de a se afla sub alt imperiu, Imperiul Austro-Ungar, și românii de acolo chiar au fost chinuiți și uciși în chinuri, la fel cum au fost și rușii din Ucraina, și v-am arătat documentarul făcut de francezi cu copiii uciși de ucrainieni între 2014-2022 în Donbass, și v-am arătat și istoria masacrelor făcute de unguri la Ip și Trăznea și în alte locuri. Dar noi am avut măcar noroc că am alipit Transilvania înapoi la patria mamă. Dar americanii nu îi lasă pe ruși să alipească și ei din nou teritoriile Donbass, Donetsk și Crimea la patria mamă Rusia, ci vor să îi oblige pe rușii de acolo să vorbească ucraineană și să fie ucraineni și să intre în Europa și în NATO. De ce fac asta americanii? De ce nu dau rușilor ce este al lor? Să încheie războiul și să nu mai sufere nici ucrainenii, nici rușii, nici noi, nici africanii fără grâu. Pentru că Ucraina este prea bogată din toate punctele de vedere și mai ales teritoriile acestea dețin peste un sfert din bogăția țării, inclusiv prin faptul că au deschidere la Marea Neagră. Și aici este buba adevărată care s-a spart de a apărut războiul ăsta. Frumoasa Mare Neagră, mâncaiaș gurița Dunării. Pe ruși nu îi interesează altceva decât să își ia partea din Ucraina de sud și de est și să domine ei Marea Neagră, care reprezintă, după cum v-am spus, o parte importantă din trecutul și viitorul drum al mătăsii, care va face din Orient ceea ce merită să fie, o civilizație dezvoltată și conectată la restul lumii. Totul se rezumă la avuții și la bani. 90% din transportul mărfurilor din lume se face pe mare. Deci Marea Neagră este cel mai important aset din zonă. Cine o controlează și deține cel mai mult din țărmurile ei, este cel mai câștigat. Vedeți ce disperați sunt ucrainenii că le-au stricat porturile și le-au oprit transporturile pe mare, adică 90% din posibilitatea de a livra grâul și alte mărfuri, că nu doar de grâu e vorba. Marea este cea mai importantă și v-am spus în alt documentar că de asta olandezii conduc lumea, pentru că ei au fost cei mai buni corăbieri și navigatori și că acum ei sunt cei mai buni navigatori pe internet. Noi avem un țărm impresionant de 246 de kilometri la mare, mulțumind lui Dumnezeu că am rămas și cu atâta, pentru că trebuia să fie mult mai mare până în Bulgaria la Balci, unde este castelul Reginei Maria, și până la Cetatea Albă din regiunea Odessa. Vă dați seama că până în 2014, Ucraina avea și Crimea, deci deținea cea mai mare parte a țărmului Mării Negre. Cum ar fi putut să le convină rușilor lucrul acesta și să le convină să intre Ucraina în NATO cu toată flota lor din Crimea și tot ce dețin acolo pentru controlul zonei? Iar Zelenski urlă că vrea Crimea înapoi. Voi vă dați seama că ei ne țin în războiul ăsta
fără niciun sens, fără dreptate, fără să aibă vreo dreptate? Cum ar putea să le convină rușilor ca americanii să vină în grădina lor la câțiva pași de Moscova, să pună rachetele în curtea Rusiei și apoi să stea să se zgâiască la Putin în baie să vadă dacă o are mare? Americanilor le-ar conveni să vină rușii în Canada, să pună rachete sau în Mexic? S-au supărat ei că au venit și în Cuba, dar apoi în Mexic, lângă ei, cum vor americanii să fie în Ucraina lângă ruși, sau mai mult, chiar în curtea lor, pentru că mare parte din Ucraina a aparținut Rusiei și e plină de ruși. Situația este clară, este de neînțeles de ce se prelungește acest război. Ar trebui să ia toate țările atitudine în frunte cu China, țările arabe și africane și tot restul, pentru că toți au de pierdut în afară de America, și să spună Ucrainei și americanilor să dea Rusiei ceea ce cere, adică teritoriile ce i-au aparținut, și să dea și României teritoriile ei și să încheie războiul ăsta. Să le dea așa cum a dat Crimea, fără să fie nicio vărsare de sânge, tocmai pentru că Crimea aparținea de drept Rusiei și este plină de pălăvrăgitori de limbă rusă, ca să nu spun de ruși, că se supără ucrainienii, care spun că Crimea este a lor cu tot cu cei 80% ruși, pe care trebuie să îi transforme în ucraineni, pentru că așa vrea mușchii americanilor. Iar pe românii din Transilvania să îi transforme pe toți în unguri și Clujul să se numească Kolos Voros și Transilvania să fie a Ungariei și Orban să fie președinte peste tot. Cam așa gândesc ăștia, anapoda total, iar voi, în frunte cu rahați ca ăștia din imagine, că de asta vă dau la uie, sunteți niște trădători care vorbiți de vorbitori de limbă rusă și de vorbitori de limbă română. Ăia sunt oameni ruși și oameni români, nu vorbitori de limbi. Voi stați cu limbile în cul la americani și vorbiți de vorbitori de limbi. Scotea-vaș limbile din curul la ăia și tăia-vi-le-aș. Dar greu se mai scriu cuvintele astea, nici nu mai știu pe unde să mai pun cratime. Le-ai fi pus bine. În această primă parte, am vrut să vă pun în prim plan felul în care ne-au făcut rău în istorie și ne fac nouă rău țările astea și conflictele dintre ele, pentru ca în a doua să trecem la felul în care fac rău unei planete întregi. Mi s-a părut important să fixăm aceste lucruri care ne privesc direct, ca să știm unde stăm noi și ce am pățit și ce pățim noi, și apoi să vedem ce pățesc alții datorită rușilor, chinezilor și americanilor, care vor să mănânce resursele altora. Mai întâi să știm și să ne eliberăm de ce avem pe suflet și de ce ne doare pe noi, și apoi vom vedea în partea a doua ce pățesc alții, pentru că se pare că nu suntem singurii nedreptățiți și asupriți de pe lumea asta, datorită nerespectării adevărului, dreptății și dragostei, de către americani, chinezi și ruși. Englezii cu spaniolii și francezii au năvălit în America de Nord și au anihilat populațiile de acolo și au luat tot teritoriul imens. Rușii cu mongolii lor și ungurii au luat tot până la granițele noastre și dincolo de ele, până în inima noastră, cu populațiile astea migratoare, și vor și acum să ne cotropească, pentru că asta sunt ei, au în sângele lor să se uite în curtea altora și să râvnească și să dea permanent târcoale să fure, nu se mulțumesc niciodată cu propria curte. Iar chinezii au invadat practic toată lumea cu marfa lor, pentru că lumea asta și-a dorit. Marfă multă, plasticuri și gunoaie. La toți ăștia, acum li s-a sculat sula imperialistă și fiecare crede că merită mai mult din Ucraina și nu numai din Ucraina, dacă mă înțelegeți. Eu vă mulțumesc pentru că sunteți alături de mine cu toată dragostea și vă doresc să aveți o vară românească în care să vă încărcați bateriile la soare, la mare, la munte, la câmpie, nu contează. Nu uitați să vă bucurați de lucrurile simple din viața dumneavoastră, pentru că acestea sunt cele mai importante. Bucurați-vă de adevăr, pentru că adevărul vă va face liberi. Bucurați-vă de o frunză, pentru că ea vă dă aerul curat. Bucurați-vă de un fluture, pentru că el iubește florile. Bucurați-vă de o picătură de apă, de un gând frumos, de sentimente de dragoste curată pentru cei din jur, copii, nepoți, părinți, bunici, prieteni, vecini, colegi de muncă, colegi de facultate, etc. Bucurați-vă de clipa prezentă, care devine permanent trecut alergând spre viitor ca să prindă nimicul în brațe. Să fiți iubiți!